Da, doamnă Cezer, fetele sunt gata de culcare, tehnic vorbind. Da, serios, vizionare plăcută. Haideți, lasă un monstruleț mici. Suficient de nazuri pentru o zi. Nu noi, ci sapoticii. La culcare, mici sapotici, trebuie să vă odihniți ca să fiți în formă mâine. Nu-i corect, nu vrem să ne culcăm. Vrem să stăm treze ca voi. Da, vrem să ne uităm la film, să ne spunem secrete. Și cât de zombi veți fi voi la parcul de distracții mâine dacă vă culcați târziu? Arată-le, Marinette! Deci ce alegeți? Liniștita petrecere în pijama cu fetele mari sau super distracția din parcul de distracții mâine? Parcul de distracții! Mă gândeam eu. Deci, noapte bună, sapotici! Stai, putem să le lăsăm, te rog! În regulă, dar la culcare acum. Tu chiar ai inventat o tehnică cu surorile tale. Dar cine sunt sapoticii? Sunt mici monstruleți dintr-o fabulă creolă care fac mereu farse și tot felul de trăznăi. Acum că suntem singure, pot să zic în sfârșit. Aparent, buburuza e în lume, cel puțin de pe vremea faraonilor. Dar buburuza pe care o știm noi nu poate avea 5.000 de ani. Deci, am descărcat aplicația aceasta care a analizat înregistrări cu ea vorbind. După frecvențele vocii ei, se pare că e o fată de vârsta noastră. Alia, sucul de portocale? N-am fost noi, a fost sapoticii. Despre ce vorbeam? Voiam să ne uităm la un film. Da, buburuza. E cam o fată de liceu. Ca să aflăm cine e ea, trebuie să găsim o fată de vârsta noastră care întârzie mereu. Nu crezi că are un motiv bun pentru care își ține secretă identitatea? În regulă, terminați. Mai ieșiți din pat odată și nimeni nu merge la parcul de distracții mâine. N-am fost noi, a fost asta. Asta e ultima avertizare. Nu glumesc. Ce spuneai despre identitatea ei secretă? Are nevoie de ea ca să-și protejeze familia și prietenii, altfel bandiții ar ajunge la ea. N-a fost noi, a fost... Ajunge! Hai, Alia, nu se va repeta! Da? Păi e prea târziu. Vom merge la parc când vă comportați bine. Într-o altă zi. Acum la culcare. Nu vreau să aud niciun zgomot. Spălați-vă mâinile, curățați-vă camera. Copiii ar trebui să facă tot ce vor ei să facă. Exact cum vor să facă. Zboară, micul meu malefic, și posedă-le! Păi, dacă aș ști cine e buburuza, aș păstra secretul. Aș și ajuta-o. De exemplu, dacă tu ai fi buburuza, te-aș acoperi. Când ai nevoie să te transformi la școală, să te bați cu maleficii, știi tu. A, da? Păi, dacă eu aș fi buburuza, nici nu ți-aș spune ca să te protejezi de cei malefici, știi? Vorbești serios? Dacă eu aș fi buburuza, ți-aș zice sigur. Pentru că îi zic prietenei mele cele mai bune totul. În regulă, Alia. Trebuie să-i spui tot prietenei tale mereu. Deci, haide, recunoaște! Ești tu cumva buburuza? Da, de parcă ți-aș zice, nu? E a mea! Nu, e a mea! Nu, e a mea! Sapotici, eu sunt Hawkmoth. Sora voastră vă spune ce să faceți? Păi, eu vă las să fiți cât de răutăcioase vreți. Să facem ce vrem noi? Să stăm trezi toată noaptea? Să mergem la filme? Să mâncăm mult desert? Să bem suc de portocale? Să mergem la parcul de distracții? Da, da, dar calmați-vă! De acum, nimeni nu vă va putea pedepsi, pentru că va fi mereu vina altui sapotic. Trebuie doar să luați miraculoșii buburuzei și al lui Motan Noir și să-i dați prietenului vostru Hawkmoth. Bine? Ok! Oh, gata! Chiar m-am săturat de copiii aceștia! Nici să nu încercați să dați vina pe... Sapotici?
Poate ai fost prea strictă cu ele? De obicei, când pui copiii la punct, nu se transformă în monștri! Se multiplică după ce mănâncă! Geamul! Marinet, geamul! Nu-i lăsa afară! Marinet, ocupă-te de ei doi!